12 luni. Atât poate asigura Dumitru Robu, interimatul șefiei la Procuratura Generală, după care ar urma să fie inițiat un concurs pentru un nou procuror general. Însă aceasta doar dacă funcția devine vacantă, precizează ministrul justiției Sergiu Litvinenko. Ministrul se arată convins că Alexandru Stoianoglu nu va reveni în funcția de procuror general. Nu cred că Stoianoglu are planuri. Din câte știu, are planuri politice, își face partid, devine lider. În ultima lună, era mai mult politician decât procuror, susține ministrul justiției. Întrebat cât va dura interimatul lui Robo, Litvinenko a dat de înțeles că procedura de numire a unui nou procuror general presupune timp și anumite condiții legale. Ministrul a menționat că în caz de sus din funcție, interimatul este asigurat pentru 12 luni, după care trebuie numit un procuror general. Există proceduri și la început funcția trebuie să fie vacantă și doar în această situație poate fi inițiat un concurs. Vacanța funcției poate fi prin mai multe situații, inclusiv demisia procurorului general, condamnarea sau eliberarea din cauza unei evaluări necorespunzătoare, aplicarea unei sancțiuni disciplinare pentru abateri disciplinare foarte grave, a enumerat Litvinenko. De altă parte, șeful de la justiție a ținut să dea asigurări că noul procuror interimar nu ar fi influențat politic. Amintim că la 6 octombrie, în cazul ședinței CSP, Dumitru Robu a fost desemnat în funcție de procuror general interimar, iar o oră mai târziu, președinta țării, Maia Sandu, semnează decretul de numire în funcție.